facem o vânătoare la rață toată iarna. Și n-am reușit. N-am avut timp. Dar în orice caz, anul ăsta care vine, o să ne trecem un pic să facem vânătoare și la pasăre. Jos două rațe. O să poți să ai, poți să ai, uite-te să și filmezi, știi? Înainte atrage. O să mergem în cer, nu-mi faceți gălăgie. Dacă nu facem tare mare gălăgie, ele s-ascund în sălci. Să vezi dacă vrei, când începe, să fac vânătoare, când se începe vânătoarea la rață, în delta. În luna august, în primele 3-4 zile, rațele nu fug de lângă barcă. Când ne-am urcat în barcă, aveam curent destul de mare la deplasare. Acum, cu cât ne apropiem mai tare de barajul de acumulare de la lacul, de la mănăstirea, de la barajul mănăstirea, lacul care se formează datorită barajului, curenții scad. Deplasarea noastră e mai înceată. O să ne mai cam 15-20% timp mai mult de deplasare. Cred că viteza de deplasare la noi e undeva între 10 și 12 km pe oră. E destul de mare. O rață. Asta e o rață pitică. O alice, cred că, da, o alice lovit în dreptul ochiului. Nu mi-e soție așa. S-o vadă rănită, s-o vezi rănită. E o rățușcă foarte frumușică. Păcat că a căzut dintre toate rațele numai asta mică. Ce calibru s-a folosit? Calibru 3.5. 3.5, așa. Normal, specia asta de rață se poate pușca și cu calibru de 2.5, 2.80, sapitica. Văd că a căzut tocmai ea, în loc să cadă una mare. Rața zboară în orice direcție, dar în perioada aceasta când a fost iarna grea, la una dintre vânătoarele, la pasările la care am participat, au fost și păsări mari, cormoranule, băda, erau pe apă, cum a fost și destul de înghețat, foarte multe au murit de frig. Dar era interesant că în momentul în care ne apropiam de ele, nu puteau să zboare, marea majoritate s-a deșit de frig și nu puteau să zboare. Pasărea mare zboară cu vântul în față, dacă nu are vântul în față, nu poate să ridice. Și chiar dacă noi mergeam dinspre direcția vântului, se întorcea și încerca să ridice cu fața spre noi. Ajungea aproape că puteam pune mâna pe aia din barcă. Rața, chiar dacă este rănită, prin împușcare se scufundă sub apă și se prinde cu ciocul de rădăcini și preferă să moară așa decât să iasă la suprafață.